Salutări, prieteni! Astăzi vreau să joc Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vreau să fac o serie cu acest joc. Aici am un pachet de Yu-Gi-Oh! O să vi-l arăt pe tot. Vreau să încep o serie și în jocul ăsta să reușesc să-mi creez pachetul pe care l-am aici. Mi-am făcut un cont nou de Yu-Gi-Oh! Astea sunt cărțile pe care le am momentan. Asta este pachetul meu. Iar aici am toate cărțile. N-am foarte multe cărți, am puține. Bine, hai puține, sunt destule. Sunt level 3 cu Yugi. Sunt abia la misiunea 4 și o să încep să mă joc. Și o să încerc să fac acest pachet. Prima dată trebuie să ajung la nivelul 5 să fac un pachet separat. Ca să pot să-mi pun cărțile pe care o să le am sau pe care le am separat pentru pachetul ăsta. Și prima dată vreau să-mi cumpăr un pachet. O să-mi iau... Din caiba, pentru că vreau Dragonial cu ochi albaștri și am nevoie de unul. Nu știu sigur dacă aici îl câștig. În fine. O să încerc. Opa. The Snake Hair. N-a nimic. O să încep prima dată să-mi fac duel quiz-ul. Ca să fac bani, gemuri ca să pot să îmi cumpăr cărți. Summon a monster with high attack among the cards in your hand. Axe Rider attack is 70 100. Where's Arboreal? The higher monsters attack, the more damage you deal with. Okay. Deci l-am pe main phase 1700 X-Raider și asta. Deci trebuie să le chem pe... Ce să fac? Să-l chem pe ăsta și tata, nu? Atât. Ok. Cam atât. O să fac 3. Da, am uitat să citesc. În fine, o să văd eu ce trebuie să fac aici. Ah, trebuie să-l chem pe Judgment. Ok. Cam atât. Deci din pachetul ăsta de cărți momentan eu l-am doar pe Magicianul Întunericului. Nici o capcană. Chestia e că Rao, Obelix și Slifer încă n-au fost băgați în joc, nici Renașterea Monstrului, din câte știu, n-a fost băgată în joc. Deci, nu știu dacă Change of Hearts a fost băgat, dar o să încerc să creez acest pachet în timp, când o să fie upgrade-urile făcute și o să pot și am și cu astea. Ok. Șase sute. 1400, 1700, 2300.
Cam fac de aia. Uite, chiar și X-Raider îmi trebuie. Nu? Da, îmi trebuie și X-Raider. Mă repede un pachet. O să mă uit aici. De aici trebuie să iau pe craniu vrăjit, trebuie să iau dragonul schelete. Nu știu dacă mai e vreo carte pe aici. În fine. Să iau și un pachet de aici. Acum să-l aduc pe Yugi la level 5. Și nu o să fac doar asta, o să joc și să-mi crez rank-ul, pentru că abia am început și mi se pare că sunt la rank 2, deci trebuie să cresc în rang. Și acum să mai joc un level ca să pot să îmi iau pachetul. Oh, ce tare! Serios. Acum a reușit să ne facem pachetul, avem pachet de cărți, nu? Edit deck. Și o să bag doar ce am eu nevoie, deci o să-l bag pe nu-l văd aici. O să-l bag și pe Battle Axe. Cam asta ar fi cu primul episod, asta e ceea ce vreau să fac, vreau să fac tot pachetul ăsta, am 32
două de cărți pentru că am și cele două Fusion combinare, în fine. Este o numele ciudate, nu știu să vi le spun, nici măcar nu se vede. Pentru că unele sunt numele sunt în spaniolă, unele sunt în engleză și nu sunt corect scrise, dar în fine o să vă arăt direct imagine, adică aici și aici. Dar cam atât, asta e ceea ce vreau să fac. Vreau să-mi cresc și rank-ul, o să fac o grămadă de videoclipuri cu acest joc. Și sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați canalul și ne vedem data viitoare. Pa!